Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Mara Mureșul Azi. Invitatul din această seară este cel mai proaspăt validat consilier județean, domnul Gheorghe Mihai Bârlea. Bună seara și bine ați venit, domnule profesor. Bună seara, îmi pare bine să vin în emisiunea noastră post-electoral, după o perioadă destul de tensionată la nivelul bătăliei electorale propriu-zis și chiar cu ocazia ședinței de constituire a Consiliului Județean. Nu întâmplător am spus cel mai proaspăt consilier județean, asta pentru că, iată, astăzi a fost o ședință extraordinară de Consiliul Județean Mara Mureș, în cadrul căreia, pe ordinea de zi, primul punct era validarea unor consilieri județeni. Chiar am observat modul de exprimare, validarea mandatelor unor consilieri județeni, adică a dumneavoastră și a domnului Mircea Man. Care e exact povestea invalidării de la prima ședință, cea de constituire a Consiliului Județean? Și iată, acum s-a revenit la sentimente, cred că ceva mai bune, și la o ședință extraordinară ați fost validat și dumneavoastră și domnul Mircea Man. Ca să mă exprim în termeni profesionali, didactici, ca profesor de sociologie, ați observat și dumneavoastră și restul lumii ce spectaculoasă metamorfoză sociologică s-a petrecut la nivelul actualilor consilieri județeni. Dacă în ședința de constituire de acum o săptămână de zile doar 12 au votat pentru mine, acum s-a votat la unison. Ei, acum, luând lucrurile, am avut unanimitate, ceea ce este bine. Unii dintre cei care n-au votat validarea săptămâna trecută au avut ușoare insomnii pentru că au, de-a lungul anilor au avut relații nu oarecare cu mine și din diferite ipostaze. Mă rog, acum eu nu le fac neapărat o culpă lor, nu-i nominalizez. Procedura aceasta de invalidare se practică de mulți ani și la nivelul Consiliului Județean Mara Mureș și la alte consilii județene din țară. După părerea mea, se profită și de un viciu al legii. Un viciu pe care îl consider, sau dacă vreți o dispoziție în legea de constituire a consiliilor județene cu caracter anticonstituțional, spun eu. Tu ai fost ales odată, nominalizat de un partid și ales printr-un scrutin. Pe de altă parte, există o procedură juridică de validare, nu? Și de constatare a legalității și pe care de consecințe de validare a unuia sau altuia de consilier ales. Și atunci, sigur că și pe logică juridică, nu s-ar mai justifica încă o dată o validare și în procedura consilierilor județeni. Este un viciu pe care legea va trebui neapărat să-l elimine și în felul acesta, dacă vreți, ar fi scoasă din joc o procedură nedemocratică și perversă, care se construiește și se manipulează funcție de combinațiile și de interesele anumitor grupuri care se constituie în majorității mai mari sau mai mici la nivelul Consiliului Județene. Și voi sugera parlamentarilor din Mara Mureș, și îmi pare rău că n-am făcut-o în perioada cât am fost senator, ca o astfel de dispoziție să fie eliminată din lege, tocmai pentru a-i da mai multă coerență și, dacă vreți, și un plus de decență și moralitate, adică să nu fie la cheremul unor jocuri care se fac la nivelul unor grupuri politice. N-am un resentiment, pentru că, așa cum v-am spus, cunosc astfel de practică și când eram eu prefect s-a procedat ca atare. E păcat însă că uneori se ajunge în instanțele de contencios administrativ, se cheltuiesc bani, se cheltuiesc resurse și de aceea pledez pentru eliminarea unei astfel de proceduri. Pentru că tu nu ești, alegerea consilierilor nu e cu caracter electiv. Care electorii, au fost motivele invocate de către majoritatea nou constituită la nivel de Consiliu? Noul președinte a invocat, știu, un eventual boicot din partea PNL-ului. Până urmă, s-a limitat doar la nevalidarea lui Mircea Man și a lui Gheorghe Bârlea în solitar, așa ca o sancțiune. Procedura n-a fost corectă, deci domnul Zete a fost, dacă vreți,
la limita legii, nu doar la legii electorale, ci nu la legii de constituire a Consiliului Județene. Eu n-am vrut să escaladez problema aceasta, fiind convins că va fi un moment de analiză mai serioasă și se va proceda în consecință. I-am și spus de altfel la prima ședință de constituire că negocierea nu este o culpă. Chiar poziția domniei sale ca președinte este rezultatul negocierii. Dacă noi cei practic, de la... Gabriel Zete, actualul președinte al Consiliului Județean, v-a reproșat faptul că în calitate de, să spunem, membrii lider, PNL, am încercat PNL, să negociem pentru a avea noi un președinte, cu o altă majoritate. Și să știți că nu era quorum cu vreo 15-20 de minute înainte de începerea ședinței de constituire. Pe de altă a existat parte... deci o emoție în rândul PSD-ului, mai ales, ca nu cumva să fi convins noi și să demontăm, să zicem, actuala schemă care l-a făcut președinte, de altfel, pe domnul Zetea. Deci reproșul a fost unul de natură speculativă, nejustificat și, mă rog, consider că... Oricum, nu până atunci trebuie. Se ieșise public de către PSD, s-au făcut alianțe în scris foarte, să spunem, clare și... Alianțele sunt clare numai prezentate după exprimarea votului. Am văzut foarte multe alianțe angajate în scris, cu angajamente foarte ferme, a avut din tot și felul PNL-ul de culise. Câteva? Nu, vorbesc așa, la nivel instituțional. Ei, ca și la orice tip de alegeri. Abia când domnul este în cabina de vot, face ce vrea. Având în vedere noua lege prin care președintele Consiliului Județean se alege prin vot majoritar al consilierilor județeni, credeți că această formulă a Consiliului Județean cu Gabriel Zetea președinte, Ioan Doru Dâncuș vicepreședinte împreună cu Lucian Morar, unul de la Coaliția pentru Baia Mare, celălalt de la Mișcarea Populară, va rămâne în următorii 4 ani de zile stabilă și aceasta va fi structura și forma politică de la nivel de județ timp de 4 ani? Consider că alegerea președintelui prin votul direct al cetățenilor era mai bună. Avea un grad mai ridicat de reprezentativitate. Conferea președintelui un statut mai stabil și mai sigur. Nu le expunea jocurilor, să zicem, și negocierilor politice. Pot să se întâmple în timp de 4 ani de zile reconfigurări ale formulei actuale și aici și în alte județe din România. Alegerile din toamnă, din acest punct de vedere, vor fi decisive. Dacă, să zicem, PSD-ul va câștiga, atunci va fi foarte interesată să-și conserve sau chiar să-și multiplice. Dacă PNL-ul cu alți aliați va câștiga alegerile parlamentare, va face, să zicem, o formulă de guvernare, pot exista și situații când se vor produce reconfigurări la nivelul anumitor structuri ale administrației publice teritoriale. Da, aș vrea să rămânem în continuare la nivel, să spunem, județean și să vă întreb, ca și nivel de noutate, cum veți folosi nouțul laptop pe care l-au primit consilierii județeni și dumneavoastră așadar și care se dorește, cred că, să fie un instrument de lucru în viitorul Consiliului Județean. Eu zic că e o idee bună că se primesc și astfel de instrumente pentru consilierii județeni, deși în acest moment cred că aproape toată lumea are o tabletă sau un telefon, dar în principiu vom folosi, evident, și acest laptop. Dacă suntem în deplasare, avem posibilitatea să utilizăm telefonul. Nu văd de ce n-ar fi și acest lucru de apreciat, pentru că un consilier județean și un consilier local sunt, în definitiv, oameni care au anumite competențe. E nevoie de o comunicare modernă cu ei și eu am să-l utilizez
pentru Dar l-am întrebat pe domnul președinte al Consiliului Județean actual, Gabriel Zetea, dacă va finanța Consiliul Județean și cursuri de învățare și de utilizare a laptopului pentru unii consilieri județeni. Chiar aș fi foarte curios să-l văd, de exemplu, pe domnul Ambruș sau pe domnul Mișulec folosind laptopul și verificându-și e-mail-ul pe care primește documentele și toate celelalte. Nu mai e atât de greu. Se învață repede, indiferent de să spunem, abilități. Da. Da, e un lucru bun până la urmă, că tot se vorbește despre mai puțină birocrație și folosirea mai puțină hârtie. La prima întrebare. PNL-ul a pledat să păstrăm formula alegerilor pentru președintele Consiliului Județean din raționamentele pe care vi le-am enunțat. Ca de altfel și la nivelul Consiliului Locale și în alegerea primarilor. Hai să luăm exemplul Bucureștiului. Dacă e să raportăm rezultatul alegerilor, primarul general al capitalei are doar 16% voturi din totalul populației cu drept de vot. Deci e o problemă foarte serioasă din acest punct de vedere. Legalitatea e una, dar și reprezentativitatea alegerii este la fel de semnificativă pentru instituțiile administrației publice. Din păcate, experimentele care s-au făcut în ultimele două cicluri electorale n-au fost foarte corect analizate. Și asta din cauza tuturor. Da. Deci, până la urmă, asistăm la o coaliție la nivel de județ Maramureș între PSD, UDMR, Mișcarea Populară, Coaliția pentru Baia Mare și Partidul Ecologist Român și o izolare a consilierilor PNL. E asta un lucru care să aducă progres în județ, pentru că s-a clamat foarte mult în campanie electorală că după alegeri trebuie dezbrăcată haina politică în cadrul Consiliului Județean, în general în administrația publică și să se lucreze pentru maramureșeni. E o ușoară denaturare a realității electorale, pentru că apar așa numitele partide mici sau partide balama, care pot ocupa poziții foarte importante în executivul județean sau în executivul local, în consiliile județene și în consiliile locale, ca urmare unor montaje de genul de care ați amintit dumneavoastră. De aceea cred eu că încă mai este de lucru, inclusiv la legea alegerilor locale și la legea de constituire a structurilor teritoriale. Va fi nevoie să gândim foarte serios, așa cum de altfel am mai vorbit cu dumneavoastră și în alte emisiuni, să avem curajul politic la cel mai înalt nivel de a imagina, dacă vreți, o reformă administrativă veritabilă și la nivelul structurilor teritoriale și la nivelul instituțiilor. Noi am întârziat nepermis de mult. Au trecut 26 ani de la Revoluție și n-am făcut un pas. Ba dimpotrivă, am înmulțit unitățile administrative teritoriale, multe dintre ele neviabile, nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere al implementării politicilor publice, a politicilor sociale, a politicilor de dezvoltare locală. Toată lumea se ferește însă de proiecte de anvergură din pricina, mă rog, unor atitudini astea de populiste, votul. Ei, sigur că în felul acesta greu vom progresa. Va trebui să avem în vedere cu adevărat o reforme solide, structurale, de lungă durată, viabile și sustenabile. Deci legea actuală, legea 215 cu multiplele amendamente care le-a suportat din 2001 până astăzi, iată, permite crearea de structuri intercomunitare pentru lansarea de proiecte, pentru atragerea de finanțări. Eu, de exemplu, am de gând să solicit să revizuim programul strategic de dezvoltare a județului Maramureș, aprobat de vechiul Consiliu Județean, unde observ, mă rog, niște poziționări a unor obiective la date supărător de îndepărtate. Apoi e dreptul nostru să vedem și să regândim anumite tipuri de priorități.
Da. V-aș întreba dacă știți ce s-a întâmplat cu domnul Miciaman, când a fost la ședință. Da, domnul Miciaman, a avut activitate la Parlament, la Comisia de Abuzuri. El este pe drum. El va decide în cele din urmă dacă vine și depune jurământul. Și va fi consilier județean. Și va fi consilier județean și pe care de consecință va renunța la acta parlamentară sau își va... va demisiona, practic, din această calitate, care nu este definitiv consacrată în absența depunerii jurământului și îi va urma altcineva pe listă. Pe listă ar urma domnul Gheorghe Marian, care de altfel a și fost consilier județean în vechiul Consiliu. Da, s-au constituit și s-au organizat și comisie de specialitate, din care faceți parte? Da, eu fac parte din două comisii, din Comisia de Dezvoltare și a infrastructurii și relații externe și din Comisia de Cultură. Fiecare consilier județean are obligația de a fi prezent în două comisii. Sunteți mulțumit de comisiile în care sunteți? Eu, să vă spun, Comisia de Cultură cred că este foarte bine și mi se potrivește. Mi se potriveau și alte comisii. Mi-aș fi dorit chiar în Comisia de Sănătate și de Protecție Socială. Eu fiind profesor, am preocupări pe domeniul politicilor sociale, dar cred că orice om poate să-și aducă un aport în structurile actuale ale Consiliului Județean. Nu mi-am propus să obțin nicio funcție, deși eu am avut funcții importante la nivel de senat, președinte de comisie, membru în Comisia de Cultură a Senatului, vicelider de grup. Nu pozițiile de acestea trecătoare, aici se dau după anumit algoritm negociat, funcție de anumite criterii. Voi lua foarte în serios și cred că am suficientă experiență în domeniu, în administrație, ca fost prefect, ca șef al culturii pe județ, ca să mă exprim și am să mă exprim întotdeauna funcție de proiecte și funcție de oportunitatea lor în peisajul social al Maramureșului. Ați vorbit despre o modificare a strategiei județului Maramureș. În opinia dumneavoastră, care ar fi, să spunem, principalele obiective care ar trebui urmărite în viitorul foarte apropiat? Așteptările maramureșenilor sunt foarte mari. Am vorbit în ultimii 4 ani de zile deseori în emisiunea Sighetul de azi, actuala Maramureșul azi, despre aeroportul Baia Mare, care iată este acum într-o situație pe care nu o cunoaștem foarte clar de unde sunt finanțate lucrările, că sunt din credit. Depozitul ecologic. Depozitul ecologic, un alt... Suntem la limita pierderii surselor de finanțare, ceea ce ar fi de nedorit. E bine că s-a terminat, să zicem, tronsonul, sau e pe cale de a se finaliza la toate detaliile, tronsonul Bârsana-Baia-Sprie. E păcat că s-a întârziat peste 2 ani de zile în ceea ce privește reparația capitală sau modernizarea, mai bine zis, al DN18. E păcat că a fost anulat contractul pe credit furnizor aprobat încă din 2011 pentru segmentul Vaduizei-Săcel. Și acesta este, dacă vreți, un traseu foarte important pentru turismul în Maramureș. Va cum sunt și alte segmente de acest gen. Deci noi trebuie să insistăm pe astfel de chestii. Eu mai am un proiect pe care doresc să-l propun Consiliului Județean și să vedem cum vom articula procedurile cu Agenția Națională a Apelor Române, care este stadiul de realizare a lacului de acumulare Runcu, care după părerea mea ar putea să rezolve problema apei pe ambele versante ale Gutuiului, și în partea de nord și în partea de sud, prin dezvoltarea a 2 magistrale, probabil pe fonduri europene. Dar trebuie să vedem cât mai trebuie lucrat și am dat în felul acesta o utilitate reală. Pentru că în foarte multe din comunități, resursa de apă este extrem de scăzută și e funcție de cum e vremea. Da, acum sunt și câteva calamități care au avut loc în zona Borșa, Vișeu. Ați și aprobat în cadrul ședinței
un o anumită sumă pentru intervenție de urgență. Însă există o procedură clară, acolo unde sunt dezastre de amploare, comisiile locale fac o evaluare prin prefectură și Consiliul Județean, se înaintează note de fundamentare în vederea unor hotărâri de guvern. Asta, sumele care s-au aprobat astăzi, după cât am înțeles, justificarea lor provine din faptul că e nevoie de intervenții urgente pentru a degaja anumite trasee. Nu pot fi despăgubite acum toate daunele pe care le are populația. E un an cu multe dificultăți din acest punct de vedere, mai ales în ultima vreme, în toată țara. Se justifică ca din resursa, din rezerva bugetară a Consiliului Județean să se dea. Nu acoperă nevoile, evident, va trebui să se adreseze guvernului cu o documentare solidă din acest punct de vedere. Iată, au trecut alegerile locale, rezultatele deja se cunosc. Ați făcut o analiză în cadrul Partidului Național Liberal, filiala Maramureș, privitor la rezultatul alegerilor, la ce e de făcut de acum încolo. Am văzut și informațiile actuale prin care Cristian Niculescu Țigârlaș, președintele PNL Baia Mare, i s-ar fi retras sprijinul politic din Consiliul Local. Astfel se pare că va pierde din nou, a nu știu câta oară, funcția de consilier local. Ce se întâmplă la nivel de PNL? Va trebui să vă spun foarte sincer că rezultatele obținute la nivelul Maramureșului nu sunt pe măsura așteptărilor noastre. Nici analiza pe care am făcut-o nu e suficient de aprofundată și avem obligația să mergem mai în profunzime, având în vedere inclusiv responsabilitățile. Eu cred că noi în Maramureș avem un potențial de vot mult mai mare. Va trebui să ne reevaluăm, să zicem, punctual structurile noastre teritoriale. Avem în multe localități organizații complet neperformante. Va trebui să mergem cu oameni, să lăsăm deoparte, mă rog, amiciții, sau, știu eu, anumite suspiciuni a unora față de alții și să căutăm oameni care în toamnă să readucă, dacă vreți, electoratul PNL care ne-a fost alături la vot și să voteze cu candidații noștri. Noi înșine, o spun din experiența personală, trebuie să venim într-adevăr cu candidații aleși pe criterii de reprezentativitate, de competență și nu care să ajungă conjunctural în cel mai înalt for legislativ al țării. Și să știți că voi pleda pentru acest lucru necondiționat. Nu putem să câștigăm electoratul și în Maramureș și la scară națională dacă nu venim cu mesaje care să încurajeze prezența la vot. Am pierdut în București pentru că, din punctul meu de vedere, primii vinovați am fost noi, cu eziterele care le-am avut în desemnarea candidatului pentru primăria generală a capitalei. A apărut și fenomenul Nicușor Dan, cum și în Baia Mare, a fost de altfel un fenomen de care nu poți să faci abstracție când faci o analiză. Vreau să vă întreb despre el, pentru că toți sunteți sociolog. Nu putem face ce abstracție. S-a întâmplat, în opinia dumneavoastră, în Baia Mare? Cristian Niculescu Țigârlaș a fost pe acest scaun pe care sunteți și dumneavoastră zilele trecute și spunea că a fost un fenomen pe care nimeni nu l-ar fi putut anticipa și nu s-ar fi putut bate cu el, fiindcă simpatia, valul de simpatie stârnit de arestarea primarului a modificat calculele politice. Există, cum să vă spun, astfel de fenomene sociale, nu doar când e vorba de scrutine electorale. Se instalează un anumit val de simpatie față de cineva care ține mai degrabă de emoția colectivă decât de criterii și așa mai departe și se pot produce astfel de rezultate. Noi trebuie să respectăm votul cetățeanului, indiferent înspre cine s-a îndreptat și în același timp ca om cu o anumită experiență cred că astfel de fenomene se produc și din vina
celorlalți competitori care nu analizează suficient de profund astfel de situații. Fenomenul Nicușor Dan la București a fost anunțat de multă vreme. Și foarte mulți dintre simpatizanții liberalismului din România și-au pierdut puțin încrederea în unii dintre candidați și au optat pentru fenomenul Nicușor Dan. Nu știu cât este de drecător sau dacă el va trece printr-un fenomen așa de extensie la scară națională, după câte înțeleg urmărește acest lucru. În Baia Mare este de așteptat, sunt instituții abilitate care vor da o soluție. Important e că ceea ce se impune, se face la Baia Mare, în noua formulă de Consiliu Local, să-și facă treaba față de cetățenii orașului. Eu nu comentez, nu anticipez soluții la nivelul vorbeați despre primarului. O analiză în cadrul filialei. Am observat deseori la PNL, spre deosebire de PSD, o încercare continuă de a decapita pe cel care nu aduce rezultatele la care se așteaptă filiala. Spre deosebire, de exemplu, de PSD, unde nici Florin Tătaru n-a ieșit foarte bine din campania. A ieșit chiar mai slab decât domnul Sârgălaș. Asta zic, dar n-am auzit despre retragerea sprijinului politic pentru Florin Tătaru, nici despre schimbarea sa din funcția de președinte a filialei PSD Baia Mare. Adică sunt totuși viziuni diferite care aduc sau nu aduc progres în cadrul partidului și, până la urmă, o catalizare a simpatiilor. Dacă vreți să vă mărturisesc cu un punct de vedere personal, eu sunt adeptul incluziunii, nu adeptul excluziunii. Atunci când decizi să excluzi pe cineva, radicalismul necritic nu este cea mai bună soluție. Trebuie să vedem pe circumstanțe. Deci, dacă e așa strict statistic, rezultatul din Baia Mare este catastrofal și pentru noi și pentru PSD. Dacă îl privești în context, atunci concluziile ar putea să fie mai nuanțate. Și cred că e bine să avem în vedere abordări foarte serioase și, cum să vă spun, nu trebuie să excludem nici problema responsabilității. Nu în Baia Mare doar, ci sunt multe localități unde ai obținut 10%, 8%, după cum sunt unele unde ai obținut 60%, 75%, 50%. Deci trebuie să vedem aceste zone, cum să spun, neperformante. Acolo trebuie să ne concentrăm. Noi am pierdut pe zona urbană foarte mult. Avem doar Târgu Lăpuș. Să zicem așa, o formulă de Consiliu Local reprezentativ la nivel urban pentru noi. Facem o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem.